Vreau să vă aduc trei descoperiri pe care Dumnezeu mi le-a arătat. Dumnezeu le-a vorbit cu mine direct și mi-aduc aminte că una din descoperirile într-o noapte, stăteam afară, am venit din misiune și eram așa de vesel, așa de bucuros. Eu când merg într-o misiune și văd lucrarea lui Dumnezeu, cum dăinuie și puterea lui Dumnezeu și bucuria cum se manifestă, în inima mea se mișcă o bucurie și am venit spre casă după 3 zile, am venit acasă și inima mea era plină de pace, plină de bucurie. Și mă gândeam, Doamne, ce cu bucuria asta în viața mea? Parcă nu mai pleca, parcă a rămas statornică, ampretată de Dumnezeu. Și parcă inima mea circula harul lui Dumnezeu, inunda bucuria prin Duhul, simțeam prezența lui Dumnezeu. Și pe la orele 10 noaptea a trebuit să mă pun pe pat să mă culc, dar nu puteam. Inima mea plină de clocot de bucurie. Doamne, ce se întâmplă? M-am întins pe pat și stau acolo, Doamne, dar bucuria clocotea în inima mea. Doamne, ce vrei să-mi spui aici? Și am zis așa, Doamne, voi închide ochii obligatoriu ca să mă culc. Am închis ochii, dar degeaba. În momentele acelea când am închis ochii, în secundele acelea, aud un glas care vorbește din cer. Frați și surori, glasul lui Dumnezeu. Și ce mi-a spus? Vervenaș! Vervenaș! Nu te teme! Că ce sunt Domnul Dumnezeul tău. M-am hotărât să cobor pe acest pământ și să nimicesc tot ce este nedrept. Când am auzit cuvintele acelea, vocea aceea, ecoul acela, treaz, nu puteam să dorm, nu eram obosit, bucuria clocotea în inima mea datorită cuvântului pe care Dumnezeu m-a folosit în misiune. Și când am auzit strigătele acelea, dintr-o dată în camera mea coboară un tânăr înalt, frumos la chip, cu o mulțime de oameni, aproape de 1 și 10, 1 și 20, toți un echipament, toți o tunsură. Stăteau în spatele acestui tânăr și se mișcau doar să asculte porunca. Mă uitam la el și am privit spre el și privea spre mine acest tânăr și nu consider că a fost decât Domnul Iisus Hristos. A coborât la mine în cameră, fraților, nu merit. Și am zis, Doamne, dar ce ai văzut la mine? Să cobor la mine și să-mi vorbești mie? Și când a coborât la mine în cameră, se uita la mine, mă uitam la el. Nu mișca din buze. Și în momentele acelea, mi s-a apărut în urechea dreaptă ca un microfon și vorbea în cuget și îmi spunea: Vervenaș, n-am să te nimicesc, că te-am găsit la locul tău. Pentru că cuvintele mele au spus așa: Doamne, și pe mine mă nimicești. Și așteptam cuvântul din gura lui sau din cugetul lui, pe care vorbea prin cuget, prin Duhul Sfânt vorbea: n-am să te nimicesc, că te-am găsit la locul tău. Și dintr-o dată se uită la îngerii, am privit spre el și doar l-a făcut cu capul și a plecat. În momentele acelea am căborât jos, ce să mai dorm? Am început să plâng, să bocesc, am început să urlu, am zis: Doamne, a coborât Iisus la mine. Doamne, ce mesaj mi-ai adus? Și tot am așteptat până anul trecut, când evenimentul s-a petrecut și Duhul Sfânt mi-a spus: Ți-aduce aminte când ți-am vorbit în cameră pe când stăteai întins pe pat? A sosit vremea activității, a sosit vremea ca să vezi cu ochii tăi ce se manifestă și ce se întâmplă. Și toată România și tot globul a trecut prin acea pandemie și prin acele lucruri
pe care ne-a mișcat pe toți și am intrat într-o încurcătură, într-un dezastru interiorul nostru pe care nu mai știam de noi. Fiecare spunea: Doamne, să mor. Vă spun sincer, la noi în cetate, unii așteptau: Doamne, n-aș dori decât să mor. A fost un dezastru puternic, o orgie puternică. Și Dumnezeu m-a trecut cu biruință și n-a îngăduit să trec în țărâna pământului. Pentru că El a vorbit cu mine și mi-a spus: n-am să te nimicesc, că te-am găsit la locul tău. Și am zis: Doamne, dar prin ce dovedești Tu că m-ai găsit la locul meu? Ce am făcut eu înaintea Ta? Și Domnul îmi spunea în felul următor: în momentul când te-mi trimit într-o misiune și tu îți dai interesul să predici, să cânti, să-L mă lauzi și să trăiești o viață lângă mine, eu am plăcere de tine și te iubesc și urgia mea nu voi îngădui să vină peste tine. În a doua parte, prin harul Domnului, care Dumnezeu mi-a arătat, mergeam pe drum cu câțiva tineri și în momentul când mergeam pe drum cu câțiva tineri, m-am apropiat de o casă, o casă așa de frumoasă. M-am urcat pe trepte și a trebuit să intru pe o ușă și să intru înăuntru. Soția mea era cu altele femei, alte surori, care a intrat, amândoi am intrat odată, eu cu câțiva bărbați. Am făcut la dreapta pe un hol lung și ea a făcut cumva la stânga cu celelalte femei și mergea să le arată frumusețea căminului pe care era pregătit. Eu nu-l știam, nu l-am văzut niciodată, dar în momentul când am intrat, mi s-a adus la cunoștință: asta e casa ta, care tu ai muncit pentru mine și cum ai alergat pentru mine, casa ta. În momentul când am intrat pe holul acela, era un hol aproape din jur la vreo 30 de metri, aproape o lățime de 10 metri. Era un hol așa de frumos, florile, viață, tot aerul mirosea Dumnezeu. În momentul când mergeam pe holul acela, au venit niște femei menajere, veneau spre noi și când s-a apropiat de noi, știi cine a spus? Vorbiți mai încet, că ce aici e Dumnezeu. Când am auzit cuvântul acela, m-am uitat la florii pe care le-au acolo. Viață, aerul dumnezeiesc. Și spuneau menagerele: vorbiți mai încet, că ce aici e Dumnezeu. Ne arată Dumnezeu. În casa Tatălui meu, spunea Domnul Iisus, sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc, căci acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și Dumnezeu mi-a arătat locuința care mi-a pregătit-o Dumnezeu. Voi credeți că-și Dumnezeu ne-a pregătit locuința? Voi credeți că mâna Lui cea sfântă a pregătit pentru noi, pe care noi nici nu merităm? Dumnezeu a pregătit o locuință extraordinară. O altă vedenie, acum 2 luni în urmă, dintr-o dată mă aflam în cer cu o mulțime de oameni care mergeau alături cu mine pe drum. Eram așa de îmbrăcat, așa de frumos, mă uitam că sunt așa de îmbrăcat, de frumos, și toată lumea aia care era cu mine, pe mine mă lăudau, mă respectau, mă iubeau. M-am așezat pe un scaun la o distanță de vreo câteva metri, 10 de metri, 20-30 de metri, văd o mireasă îmbrăcată în alb, cu o mulțime de femei după ea, care totuși mergeau la un loc aproape de aici și până în locul în spate. Stătea mireasa pe un scaun înconjurată cu celelalte și eu stăteam pe un scaun înconjurat cu ceilalți care erau cu mine și m-au călăuzit. Și am zis: Doamne, ce vrei să vorbești aici? Și am primit de la Dumnezeu toată călătoria ta pe care tu ai umblat, toată alergarea ta pe care tu ți-ai dedicat viața și ai alergat pentru mine și ai muncit pentru mine, primește răsplătirea.
Am avut odată prilejul prin Harul lui Dumnezeu, am fost odată în Franța și eu mi-am adus aminte mulțimea oamenilor care se întorceau la pocăință și mi-aduc aminte că erau vreo câteva sute de oameni și se aglomerau și se înghesuiau în momentul când s-a făcut strigarea cine vrea să-L primească pe Iisus. Și a venit o mulțime de oameni spre mine să mă rog pentru ei și mi-am adus aminte, Doamne, gloata aceea pe care Tu mi-ai arătat-o în cer, acei oameni sunt. Și Dumnezeu mi-a vorbit, toată alergarea Ta, toată munca Ta, ce ai făcut, ce ai lucrat pentru mine, ți le-am arătat. În cer vei ajunge, cât de curând te vei întâlni cu mine. Și am toată nădejdea și cred din toată inima că și alergarea mea și alergarea voastră, bineînțeles dacă credeți, o să ne întâlnim odată cu Domnul Iisus Hristos. El ne va șterge lacrima de pe ochi. El ne va spune, intră în odihna stăpânului tău pe care eu te-am trimis și tu ai fost pentru mine și ai muncit pentru mine și ai lucrat pentru mine. Nu vreau să-mi aduc lauda fraților, dar spune Pavel, dacă m-aș fi lăudat, nu sunt nebun, dar mi-aduc aminte alergarea pe care eu am alergat atâția ani, aproape 30 și ceva de ani, și mi-aduc aminte când mergeam zeci de kilometri pe drum timp de iarnă. Îmi aduc aminte, era aproape minus 30 de grade afară și trebuia să merg de la o adunare la o altă adunare pe jos. Și un frig cumplit și trebuia să mergem cu pași să ajungem la cealaltă casă de rugăciune. Și când ajungeam acolo, Duhul Domnului cobora peste noi și bucurie era peste noi, fraților. Și când mă gândesc la bucuriile acelea pe care le-am avut atunci în vremea aceea, Doamne, și vremea aceea pe care ne aflăm, parcă simt, Doamne, s-a terminat totul. S-a dus bucuria. Dar eu cred din toată inima că munca noastră pe care am muncit, alergarea noastră pe care am alergat pentru Tatăl nostru ceresc, Dumnezeu ne va răsplăti. Va veni o vreme când mâna Domnului va fi peste noi. Slăvit să fie numele Domnului. Lăudat să fie Domnul. Frați și surori, doresc ca anul acesta să fie un an de propoșire, un an de bucurie, să trăiți în familia dumneavoastră împreună cu copiii, să educăm, să le vorbim despre veșnicia, să le vorbim despre apropiere de Dumnezeu, pentru că Domnul este gata să intervină.